În 2014 a fost campion mondial printre cadeți la tenis de masă. În această lună a participat pentru a doua oară la campionatul mondial printre seniori. Este vorba de Andrei Puțutică, pe care îl salut. Bună seara! Bună seara, Mihai! Andrei, în 2014 la mondial ai participat în Paris. Acum, în Germania, ai obținut și atunci acum câte o victorie. Te-ai așteptat ca acum să evoluezi mai bine în condițiile în care te antrenezi și locuiești de 3 ani în Germania? Sigur că m-am așteptat, pentru că am făcut pregătiri mai intense ca acum 2 ani. Am făcut pregătiri în Italia și mă gândeam că o să joc foarte bine la concursul ăsta, dar după cât s-a văzut, probabil trebuia să mai fac ceva în plus. Și am avut șanse bune, pentru că am jucat cu un jucător care nu era mult mai puternic ca mine, însă n-am făcut față. Era cel mai experimentat din lotul nostru, pentru că ceilalți trei erau debutanți. A lipsit, să notăm că au lipsit reprezentanții școlii de tenis de masă din Dubăsar. Dar până la urmă, cum ți se pare actuala generație a tinerilor tenismeni? În Republica Moldova, nu? Da, sau... da. Este greu să spun. Anume tineri, posibil că ar trebui să lucreze mult mai mult cu ei. Și, în general, să lucreze mai mult, anume cu tenisul de masă. Eu, personal, nu văd viitor, anume din jucătorii mai mici. Tu compari ce se întâmplă în Germania și aici, nu? Da, dar dacă vorbesc deja la un nivel mondial, european. Fiindcă în Republica Moldova, e normal că este posibil. Mm-hmm. Dar ce diferență, până la urmă, între cluburile din Moldova și cele din Germania? La un moment dat, noi în Moldova nu avem nicio ligă. Deci nu se joacă campionat. Deci sunt doar campionatul Moldovei între echipe, atât este. Dar nu este niciun campionat al echipelor, cum aș spune Bundesliga sau în Franța, Liga 1. Este doar ca și cum campionatul Moldovei. Nu este la fel. Da, tu joci în Germania în Liga 3, în Liga 1 sunt jucători de talie mondială, top 50 mondial. Tind să ajungi și tu acolo? Sigur că tind și sper ca următorii 2 ani, 2-3 ani să pot îndeplini asta. Eu așa mă gândesc, așa este planul și scopul meu. Ok, la ce trebuie să lucreze tenismenii moldoveni, din punct de vedere a tehnicii și așa mai departe? Cred că la tot ar trebui să lucreze, anume pregătirea fizică, pregătirea morală și accelerația tehnic. Tehnic este important, dar un jucător deja profesional simte toate chestiile astea și nu cred că este o problemă tehnică. E clar, cu tenismenii din Asia e foarte greu să ne batem, dar de ce este nevoie și altceva ca să crească în valoare? Tu mergi în cantonament de grabă în Italia, crezi că și ceilalți tenismeni au nevoie de același lucru? Cu siguranță. Sunt nevoie de condiții mult mai bune. La un moment dat în Moldova nu le avem aici. Este imposibil să devii un jucător de clasă mondială la noi în țară. Din cauza asta eu și caut alte țări ca să pot să merg la cantonamente, să mă pregătesc pentru fiecare concurs. Ai în palmares câteva rezultate notabile. Campion european la mini cadeți, campion mondial la cadeți în 2014, la dublu, în Barbados. Cât e de mare diferență între juniori și seniori? Pentru că deja ai făcut pasul spre seniori. Vreau să spun că este foarte mare diferența. La fel ca cum treci din vârsta, din proba de cadeți în proba de juniori, este la fel de mare ca la juniori la seniori, fiindcă trebuie să schimbi stilul jocului total, anume să devii mai agresiv în tot ceea ce faci, să fii mai stabil psihologic și mult mai pregătit fizic. Anul acesta ai devenit în premieră campion al Moldovei, pentru că în ediția precedente la unele n-ai participat. Care sunt adversarii tăi cei mai înrăiți, ca să zic așa? Deci, cel mai puternic, aș spune eu, la un moment dat, este Ursu Vladislav, prietenul meu, care ne antrenăm împreună în Germania și el este acolo. Și Denis Cernă, din Dubăsari. Cam ei doi pot să spun că sunt așa cei mai... cum l-ai spus tu, înrăiți. În general, restul
sunt ok, cred că n-am avut nicio problemă cu ei. Și ce urmează? Ai zis să pleci în cantonament în Italia. Ce competiție importantă urmează pentru tine? La moment, chiar și acum, în Moldova, deja am început pregătirile pentru campionatul european de juniori, care o să se desfășoare în luna iulie, la mijloc, în Portugalia. Și după fac o pauză, anume pentru că la moment dat este ultimul an de junior și este cea mai importantă competiție din an pentru mine. Și după fac o pauză, cred că mă odihnesc și încep campionatul Germaniei. Am înțeles. Mult succes și să ajungi în Bundesliga, că așa se cheamă în toate probele în Germania. Mersi mult pentru prezență.